Nu știu cum ești tu, însă eu ori de câte ori nu petrec timp în Cuvântul lui Dumnezeu și nu mă concentrez la a medita asupra Cuvântului lui Dumnezeu, nu reușesc să mă rog, iar viața mea de rugăciune descrește din ce în ce mai mult. Însă, cu cât mă apropii mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, citindu-l și meditând asupra lui, găsesc tot mai multă motivație și viața de rugăciune înflorește din ce în ce mai mult și din ce în ce mai puternic. Iar astăzi ne vom concentra atenția la un capitol, la trei versete din Sfânta Scriptură pentru a vedea câteva motive de rugăciune de mulțumire. Și te invit împreună cu mine să deschizi împreună la Tit, la capitolul 2, cu versetul 11 până la 14, pentru a putea înțelege puțin de ce au ajuns aceste versete aici, în mijlocul cărții, cu aproximație. Ne vom uita puțin la context. Pavel îl lasă pe Tit în Creta și dă o misiune și o responsabilitate clare. Spune ce are de făcut și cum trebuie să învețe pe credincioșii din bisericile locale să se poarte, să trăiască și cum ar trebui să fie. Iar acum, trecând la versetele noastre, le vom citi în primul rând, capitolul 2, versetul 11, spune așa: căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. În versetul 14 vedem motivul și motivația de ce. Însă începem de sus acum. Și acum, ca și motiv de rugăciune, de mulțumire, vedem în versetul 11 că harul lui Dumnezeu a fost arătat și putem veni în rugăciune și să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care a fost arătat. Dar nu numai arătat, însă ni s-a făcut și parte de el. În versetul 12 spune că acest har care ne-a fost arătat, de care ni s-a făcut parte, ne învață cum să trăim și anume, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și ne învață să trăim cu cumpătare și dreptate. Versetul 13. Așteptând pe Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Iar în ultimul verset, aici este focalizarea și este cheia tuturor versetelor de mai sus și motivelor noastre de rugăciune. Toate acestea sunt posibile pentru că Iisus Hristos s-a dat pe sine pentru ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Și că ne-a curățit ca să fim un popor al lui Dumnezeu, fără de care nu era nici unul din lucrurile enunțate mai sus posibile. Iar astăzi, în cele ce urmează, te invit să îți iei timp să citești și tu încă o dată aceste versete și să vii în rugăciune cu motivele acestea de mulțumire. Și le voi enunța din nou. Putem să venim cu o mare mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru harul care ne-a fost arătat și să putem spune: Domnul Iisuse, îți mulțumesc pentru harul care mi l-ai arătat și de care mi-ai făcut parte. Îți mulțumesc că acest har mă învață să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești și de asemenea Tu, prin harul acesta, mă înveți să trăiesc cu cumpătare, dreptate și evlavie, stând într-o așteptare continuă și anume așteptând pe Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și toate acestea sunt posibile pentru că noi, prin Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi, ne-a răscumpărat din orice fel de lege și ne-a curățit ca să fim un popor sfânt al lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, m-am bucurat extraordinar să împart acest gând cu tine și aceste motive de rugăciune care sunt pentru mine o motivație foarte mare. Te invit de asemenea să vii în rugăciune și să vii cu aceste motive de rugăciune de mulțumire.